Bună ziua! Suntem la Matca Voianu, 2 martie 2021. Și lăptucile noastre au ajuns destul de mari și astăzi o să le punem în grădină. O să vă arătăm metoda pe care o folosim. Încă mai sunt dimineți reci, cu brumă, dar sunt destul de rezistente, chiar dacă pare așa firale. Haideți să mergem în grădină. O să încercăm, avem două straturi de usturoi de toamnă, pus evident de astă toamnă, pe care l-am înălțat puțin, i-am pus puțin gunoi și peste puține paie. În momentul când o să facem același lucru și cu stratul din stânga și cu cel din dreapta, o să mulcim cu paie și potecuța dintre ele. Și după cum vedeți, am făcut deja găuri cu o coadă de lemn ascuțită, 25, cam așa, 25 de centimetri între ele. Aici o să vină salata. Și pe timp de noapte, cum avem niște pisici tare zăpăciți, care trebuie învățați să nu mai intre pe straturi, așa, o să-i acoperim cu agril, ca să-i protejăm cât de cât, că altfel aici o să doarmă, aici o să scurne. Ok, cu asta o să ne ocupăm zilele astea. Astăzi, mâine, cu lăptuca. Spanacul deja l-am pus. Avem aici un strat cu spanac și un mic politunel. Îi merge foarte bine. Chiar dacă e sub... Chiar dacă mai sunt... Uitați că e umbră. Chiar dacă mai sunt o temperaturi scăzute dimineața, îi merge foarte bine. Mai lăsăm o săptămână, două cu agrilul. Aici avem politunelul. Ăsta mai bătrânul e de astă toamnă. Numai că au fost niște ploi și niște înghețuri foarte puternice și mare parte din el a murit. Și ăsta e cel de-al doilea. Pus acum câteva zile. Dacă v-a plăcut filmulețul, puteți să ne urmăriți în zilele ce urmează. Spunem și ceapa, o să continuăm cu salata verde și pregătim solarul. Acela o să fie în alt filmuleț. Numai bine vă doresc, pe data viitoare. La revedere!